Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! În România, conform datelor oficiale, sunt peste 600.000 de cetățeni de etnie romă, însă numărul neoficial este cuprins, mult mai probabil, între 1,8-2,5 milioane de persoane. Bună parte dintre aceștia aleg să ascundă, de fapt, cine sunt, din dorința de a se proteja de stigma și de respingerea venite din partea societății. Cu aceste cuvinte, Fundația Împreună lansează o campanie de conștientizare privind impactul prejudecăților asupra minorității rome din țara noastră. Sunt două direcții de comunicare în această campanie. Una este adresată majorității, unde opinia generală este că nu există, de fapt, rasism în România, și iată și o parte audio din spotul dedicat acestei chestiuni. Salut! Sunt Emil Nepot și am fost trimis de către comunitatea romă din România să vă aduc o veste bună. Am învins! Victorie! Oficial, s-a terminat cu rasismul în România! Yeah! Au fost atât de multe comentarii pe internet cu "Nu există rasism în România, domnule!" încât acesta a dispărut complet! Puf! Da. În primul rând, și spotul continuă, o să-l vedeți pe net în perioada următoare. Deci, iată, majoritatea consideră că nu există rasism, dar poate că întrebarea ar trebui adresată mai întâi victimelor rasismului, că acestea sunt cele care simt acut discriminarea. În acest context, poate că majoritatea ar trebui să fie intrigată și de a doua direcție de comunicare, cea adresată comunității romă, numită Despre masca asta, în care se vorbește despre identitate și despre măștile pe care romii aleg să le poarte pentru a fi acceptați de ceilalți, măști la figurat. Sociologul Gelu Duminică, directorul Agenției de Dezvoltare Comunitară Împreună, care derulează această campanie la telefon. Bună dimineața, Gelu! Bună dimineața! Despre ce măști vorbim? Spuneți că membrii comunității Roma poartă diverse măști ca să se protejeze. Despre ce măști vorbim? Haideți să luăm numai ce s-a întâmplat ieri alaltăieri. Da, a apărut o mare imagine promovată de poliție în care agresatul sau agresata era o fetiță albă, agresorul era un bărbat de culoare închisă. Ce imagine proiectează asta asupra mentalului colectiv? Nu, ce imagine este asta? Că nu știm, a fost o întâmplare, o știre, o campanie, o ce se întâmplă? Nu, e campanie, da, de pe pagina de socializare a Poliției Române. Deci a fost destul de vizibilă și chiar seara a fost dată și pe în mijloacele de comunicare presă. Deci cu imaginea asta, Poliția Română a considerat că trebuie să facă o campanie ca lumea să se ferească de agresori. Repet, fetița victimă albă, desen animat, un desen. Da, albă, agresorul de culoare închisă. În România. La cine ne duce gândul? Cu siguranță nu ne duce la un român sau de aici. Ne duce cu gândul la persoanele, uite, epitet acordat unei persoane cu apucături rele și epitet acordat unei persoane cu ten închis. Astea erau definițiile pentru termenul de rom, până de curând, rom țigan, până de curând în liceu respectativ al limbii române. Pentru că acolo ne duce cu gândul. Și acum tu, ca etnic rom, care ești foarte ok, da, care ești foarte liniștit, ești un om normal. Cum te simți când vezi o imagine de genul ăsta, apropo, dintr-un, cu ironie, dintr-o campanie derulată printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană de către Poliția Română? Adică, cum te simți? Și atunci, tu, din dorința de a nu fi stigmatizat, de a nu fi considerat infractor, dau imagine, revin la imaginea asta pe care Poliția Română a folosit-o în campanie, îți pui o mască. Și zici, bă, chiar dacă ești negricios, nu sunt romă. Sau dacă te mai ajută și natura, Dumnezeu, cine vreți să fii mai deschis la culoare, ți-a pus Dumnezeu în cap, mâna în cap, și atunci vii și zici, nu sunt rom din nou, pentru că mentalul colectiv este ăsta, cel pe care ca Poliția Română a pus în campania aia, ei dorind să arate ceva, dar ieșind de fapt o mizerie rasistă. Acum, ce o paranteză aici, acum văd și eu asta, n-am văzut-o. Sincer, sunt uluit că Poliția Română poate promova așa ceva. Găsiți pe edupedu.ro, aici am găsit, pe edupedu.ro, un articol cu fotografia respectivă, o analiză, titlul este Derapaj al Poliției Române. Infractorii au o culoare diferită a pielii față de copii și tineri, în sensul că e o culoare mai închisă. Deci dacă intrați, dragi ascultători, pe edupedu.ro, o să găsiți subiectul ăsta despre care vorbim. Da, Gelu, scuză-mă
că te-am întrebat. Nu, și atunci, de măștile astea vorbim. Pentru că auzi de atât de multe ori în jur, băi, da, țiganii sunt nu știu cum, și folosesc termenul așa cum este el folosit de ceilalți. Da, sunt răi, sunt nespălați, sunt. Uitând de fapt, marea majoritate a romilor nu sunt așa. Și că marea majoritate a romilor aleg să se ascundă de asta și diferența asta foarte mare. Noi avem între cifrele oficiale și datele din recensământ. Deci, aproximativ 1 milion de romi se ascund în spațiul românesc. De ce? De frica stigmei, în primul rând. De frica faptului că în momentul în care îți devoalezi identitatea sau îți asumi identitatea, ceilalți să se comporte cu tine ca cu un țigan. Țiganul nu e om nici în ziua de Paște. Dacă nu stai cu minte, vine țiganul și te fură. Iar tu, când ai internalizat acele stigme, te ascunzi. Numai că ascunderea nu te ajută. Pentru că tu te comporți, de fapt, ca o victimă. Și, de fapt, aici mesajul campaniei pe care noi încercăm să-l dăm. Sigur, există foarte mulți oameni, da, care sunt infractori, indiferent de etnie, indiferent de culoare. Însă noi, ceilalți care nu suntem infractori, nu ar trebui să ne fie frică să ne asumăm identitatea doar pentru că parte din creștini sunt infractori, parte din musulmani sunt infractori, parte din români sunt infractori, parte din maghiari sunt infractori sau parte din romi sunt infractori. Și ar trebui să fim mândri de noi. Pentru că dacă ne ascundem, în momentul ăla ne omorâm sufletul. Și dacă ne omorâm sufletul, nu mai putem să zâmbim cu adevărat. Întotdeauna vom avea o vulnerabilitate pe care ceilalți o vor folosi atunci când vor dori să rămânească. Proiectul se numește Cunoașterea Romului de lângă noi, în curând paranteză. Deci este Cunoașterea omului de lângă noi, de fapt. Și voi aveți și o invitație pentru școlile din București și din Preajmă. Despre ce este vorba? În viitorul foarte apropiat, pentru că acest proiect este derulat cu fonduri norvegiene, uite cum se numește el, în viitorul foarte apropiat, noi ne vom duce în foarte multe școli, ne dorim să mergem în 20 de școli din București, Ilfov, și să discutăm despre omul de lângă noi, să discutăm de prejudecată, să dezbatem despre stereotip, să vedem, de fapt, cum putem face fiecare România asta mai frumoasă. Și uite, cum zicea cineva mai devreme, mai înainte așa, să extragem rasismul cu serința. Adică toți avem stereotipuri. Nu există om fără de prejudecată. Marea provocare este să fim conștienți de ele și să începem să lucrăm cu ele, astfel încât să judecăm pe fiecare după ceea ce face, nu după ceea ce credem noi că face. De fapt, asta ne dorim în campania asta, să contribuim la o Românie mai frumoasă. Nu e o campanie, cum poate părea la prima vedere, doar pentru romi, ci o campanie pentru sănătoșirea României. Mulțumesc foarte mult, Gelu Duminică. A fost în direct în deșteptarea sociologul Gelu Duminică despre proiectul Cunoașterea omului de lângă noi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.